Da, bun, bine, hai. Salut. Vreau să vă găsesc la întâlnirea cu profane și mai devreme. Așa am de drum acum, te rog, din Mihaela. Lățimea cu dreptunghi este egală cu 24 cm. Lățimea. Da. Deci, lățime în ipoteză, avem că lățimea egală cu 24 cm. Iar lungimea acestuia este cu 0,5 decimetri mai mare. Este egală, este cu 0,5 decimetri mai mare. Mai mare. Mare. Calculați perimetrul dreptunghiului. Atunci perimetrul dreptunghiului, perimetrul dreptunghiului egal cu cine? Și toată lumea știe ce înseamnă dreptunghi, nu? Așa o figură. Și lățimea o știu că e de 24 decimetri. Iar lungimea este cu 0,5 decimetri mai mare. Zic, te rog, repede? Lățimea este de 29. Lățimea este egal cu 29 ce? Centimetri. Așa. Că 0,5 decimetri înseamnă 5 centimetri, adăugat acolo și face 29 centimetri. Perfect. Și atunci perimetrul, în condițiile astea? 29 plus 24. De ce 2, Dorian? De ce 2 pe 29 plus 24? Pentru că sunt 2 la ceva. Așa, două lungimi și două lățimi. Ăsta e motivul. Și face cât ai zis, Daria, 2 ori? Face 2 ori... 53, da? Și face 106 cm. 106 cm este egal cu câți da? Daria, cu câți da? 106 cm. Faci în scara. 0,106. Deci, metru, da. Decimetru, centimetru și da. Da? Da. Dar centimetru la dam sunt 1, 2, 3 spații. Da? Și atunci punem la stânga 1, 2, 3. Și atunci face 106 decimetri. Decametri, pardon. Decametri. Câți milimetri ar însemna aici? Foia. 1060. 1060, te-ai uitat la centimetri repede. Da. Șmecher ce ești. Deci nu te-ai uitat aici să faci calcul, să vezi câte spații, la cea mai apropiată. Deci 1060 mm, da? Și câți kilometri? Câți kilometri al trei? Câți kilometri or să fie? O să fie 0,106. 0,106. Fata lui este de acord? Nu, nu. 0,0106. 0,0106. Nu. Nu. 0,0. 2 de 0. Că e de așa la dam. Două. Ai zis tu două? Da, două. N-a fost de atent atunci. Prima dată am ieșit. A, așa. 0,0106. Kilometri, da? Kilometri. Bun. Și care va fi aria, tot venim vorba, aria acestui dreptunghi? 29 ori 24. Și care face de 29 ori 24, repede mulțim. 29 ori 24. Fiecare mulțește cât mai repede. 736. Cât face 730? Nu. Nu? Nu e 736? Daria? 696. Da, corect. 696. 696 centimetri pătrați. Da? Centimetri pătrați. Care e egal, Andrei, cu câți metri pătrați? Egal cu 6,960. Atenție, crezi din sute în sute, da? Am zis metri pătrați, câți metri pătrați să fie, da? Deci înseamnă că sunt mai puțini, da? 0,096. Din mine așa? Nu, e 3 de 0. Câți? 3 de 0. Nu. Un 0.
un singur zero. Pentru că odată m-am dus la, peste 25 m-am dus la decimetri pătrați și mă duc încă o dată cu două cifre, deci 0,0696, ce sunt ăștia? Metri pătrați. Și câți milimetri pătrați? Câți milimetri pătrați? 69.600. 69.600, spune Horia, că ar fi 69.600 milimetri pătrați. Dacă voi sunteți de acord? Da. S-a dus la centimetri, bănuiesc. Și a pus 20, nu se ducea cel mai apropiat. Fiind pe tapa aici, da? Centimetri, milimetri pătrați. Da. Mihaela, altceva? Da, problema 18 de la pagina 102. 18 de la 102. 102, care sună cu... Lățimea unui dreptunghi reprezintă 1/3 din lungime. Deci lățimea egal cu 1/3 din lungime. Triplul diferenței dintre lungime și lățime... Deci de 3 ori diferența dintre lungime minus lățime... Este cu 20 metri mai mic decât perimetrul dreptunghiului. Este cu 20 mai mic decât perimetrul dreptunghiului. Adică perimetrul dreptunghiului minus 20. Este perimetrul dreptunghiului minus 20, da? Este cu 20 mai mic decât perimetrul dreptunghiului. Calculați. Lungimea și lățimea dreptunghiului. Deci lungimea. A, mic. Lungimea și lățimea dreptunghiului. Lungimea e egal cu cine și lățimea e egal cu cine. Și B, calculat area dreptunghiului și area pătratului. Area dreptunghiului. Și area pătratului. Și area pătratului. Cu lungimea latului egală cu perimetrul dreptunghiului. Știind că el a pătratului asta, da, este egal cu perimetrul dreptunghiului. Da? Da, așa de cum mai citesc o dată. Lățimea unui dreptunghi reprezintă 1/3 din lungimea. Corect. Triplul diferenței dintre lungime și lățime este cu 20 metri mai mic decât perimetrul dreptunghiului. Calculați lungimea și lățimea dreptunghiului, calculați area dreptunghiului și area pătratului cu lungimea latului egală cu perimetrul dreptunghiului. Asta. E, haideți să vedem cum gândim, până ne împinge problema. Să nu putem locui pe mic în relație. Deci locuim pe el mic în relație și în a doua, da? Și ea devine echivalentă cu 3 pe lângă el mare minus 1/3 din el mare. Mergem pe ideea lui, vezi? Tu ce propui să facem? Nu, am întrebat dacă putem să scriem 1 pe 3 ori lângă, să-l... Hai să scriem lângă 2 ori. Adică răspunde că scrie L ori învărțirea. Adică L ori 1 L supra 3, nu? Păi tot una. Ori nu zici 1 pe 3 din L sau din L pe 3, e aceeași poveste. Nu, nu-i cazul că se rupe pe ei și ceva acum, ci imediat o să vedem când vine timpul. Egal cu perimetru, poate să locui perimetru, cât să fie perimetru? 2 L mic și plus 2 L mare, asta este, da? Deci 2 L mic plus 2 L mare minus 20. Asta ar fi relația pe care am obținut-o după înlocuiri. N-am putea să pe L. Pe L mic să-l înlocuim, sigur că da, deci echivalent cu. De ce L mare minus 1 pe 3? Cât face din L mare, adică să dăm o treime din L mare? Adică din toată bucata scădem o treime. Cât o rămas? 2/3. Da. Adică de fapt ca și că a dus aici la aceeași numitor. Am ficat cu 3 L minus 1 L și facem 2 L pe 3. Da? Deci eu v-am spus ca fenomen. Din toată scădem o treime, iar nu 2/3. Într-adevăr așa vine. 3 scăzut 1. Deci va veni 3 pe lângă 3 L mare minus L mare. Da? Supra 3. 3. Am luat aceeași numitor, da? Cum dă și L minus L? Păi, cum L minus L? L minus L.
Nu se poate îndeminuți că asta e o treime, deci așa, așa când din tot lui scădem o treime și rămân două treime. Și acum e așa, trei lui minus unu fac două, doi de alte lui, două treime din lui. Și egal mai departe, cu doi lui mic. Dar lui mic cine este? Egal cu doi. Ori ești cu Andrei, participăm la lecții, da. Ce nu sunt? Noi am ales unul deci ați făcut în clasă, da? Da. Atunci urmăriți-mă să nu greșesc eu. Ei să știu spus că greșești, de ce voi sunteți fateți? Doi ori, L mare, dar e unul de treime din L, deși e L pe 3, și plus 2 L mare, minus 20. Da, e de să mă notă și îi spun că au făcut greșitul și nu mai interesat așa foarte tare. 2 pe 3. Înainte de a face mulțirea, ce observăm? Că pot să fac 3. 3 cu ăsta, 3 se simplifică. Și 2 la mare minus la mare facem simplu, 2 la mare minus la mare, 3 la minus, așa, 2 la mare minus la mare, egal cu 2 la pe 3. 3 plus 2 la minus 20. Hai, trebuie să mergem. Da, 2 la minus 20. Ce putem face? Mă duce la același. Sigur că da, dar observăm ce? Cine? Doi de din amintele, doi de și doi de. Ce se mai pierde timpul ca să ajungi la cel mai jos și cum se reduce? Și acum aici rămân 0. 0 este egal. Adunăm un 20 în amintele 3 și vine 20 este egal cu 2 de 3. Minus, n-am dat. 2 de 3. Că 2 de 20 la 20. E bine? E bine, da? Amplificăm aici cu 3 și echivalent, cum aș spune zi Davide, 60. Păi aici e să înțelege că e 1. Și amplific să apară fracția 60 pe 3, ca să apară același mitor. Da? 60 pe 3. 60 pe 3, da. Egal cu 2. Egal cu 2. 3. Pe 3. Și aici egal cu mitorul. 60 egal cu 2. Și împărțim prietul 2. Și lui va fi egal cu 30. L mare 30. L mic cât va fi? Va fi 1 pe 3 ori 30. Deci la întrebarea cât e L mare și L mic răspundem acum, L mare egal cu 30, iar L mic este o treime, adică 10, da? 10, viață. Păi zice că L mic e o treime din L mare. Nu avem așa? Că mic este o treime. Din lămare și din lămare e 30, o treime este 10. Da. Și acum să ducem la area dreptunghiului. A întâlnit, vorbește, area dreptunghiului. Area dreptunghiului este 30 ori 10 și... Da. Deci egal cu 30 ori 10. Oare ce ori fi centimetri? Ce s-o fi lucrat aici? Autorul dă ce lucrează în el metri. În metri, da? În metri. Atunci metri pătrați, da? Și egală cu 300 metri pătrați, care înseamnă câți? Da. Câți centimetri pătrați? 300. Câți centimetri pătrați? 300 de metri pătrați. Câți? 300 și încă 4 de 0. 300 și încă 4 de 0. Da? 300 și 4 de 0. Ca să ajung la... Deci ajung la cât 3 milioane ce sunt astea? Centimetri pătrați. Și câte arii? Câte arii înseamnă? E... Păi 3. 3 arii. Da? E da. Da. Deci egal cu 3 arii. Și câte hectare? 0,03. 0,03. 0,03. A. Da. Bun. Și mai trebuie să aflu area pătratului cu latura cât perimetru. Îmi trebuie perimetrul dreptunghiului. Hai să-l aflăm. Perimetrul dreptunghiului. 600. Este 600. Cum ai aflat? 300 ori 2, dar 300 de ce era? 2, nu mă scuzați.
Deci 40 ori 4. 4. De ce 40 ori 4? Pentru că 30 plus... Am anunțat 20. 10 ori 2. Stau, stau, de ce asta? Oh my gosh. Nu, 80 ori 4 trebuie să facem. De ce 80 ori 4? Pentru că e 2 lungi plus 2. Adică 2, de 2 lățime plus de 2 lungi. Perimetrul, da? Trebuie să răspundem asta. Perimetrul înseamnă de 2 ori lungimea plus de 2 ori lățimea. Care înseamnă 2 lungimi și avem mai 60. 60 plus 20. 60 plus 20. 80. 80. Facem 4. 80 de metri, da? Și acum aria plăcea. Acum 4. Aria plăcea. 80. 80 la a doua sau... De ce este 80 ori 4? Nu, pentru că nu-mi trebuie de ei. Dar nu, eu am spus experimentul, n-am scris aia. Dar autorul nu-mi înțeleg. Păi da, și am spus experimentul. Povestea ta. Deci aria este egal cu 80 la a doua și face 64 cu 20 ori metri pătrați, care înseamnă câte hectare. 0,64 hectare. Și cu asta am făcut și problema asta. Mi-ai dat acolo. Problema 37, de la pagina 104. 37 la 104, care sună... Folosind ca sursă de inspirație problema precedentă, o să vă zic, formulați că rezolvați o altă problemă, nu asta. 38. N-ar fi o parte de 37. Sigur. De resursa administrat. Folosind egalitățile. A plus B la a doua, egal cu... A plus B. Totul la a doua, da. Da. Egal cu A la a doua plus B, B plus B la a doua. Așa. Și A minus B, totul la a doua, egal cu... A la a doua minus B, A plus B la a doua. Nu știu dacă vreau să vă spun, nu trebuie să... Trebuie să spun. Așa. Da, și B sunt fracții decimale. Unde A, virgulă B, sunt din Q. Da. Demonstrați că 4AB mai mic egal. De aici se rezulte că 4AB mai mic egal decât A plus B totul la a doua. A plus B totul la a doua. Ei, asta n-a mai făcut-o, nu? Nu. Dar stai două secunde. Nu știu. Păi, băi, A plus B la a doua, nu fac A la a doua. Păi tocmai așa fac, uite, scriu A plus B totul la a doua, fac asta. A minus B totul la a doua, fac asta. Păi da, dar cum se poate ca A plus B totul la a doua să fie calculată ca A plus B la a doua și apoi să mai ai dat ceva? Nu știu. Ia despădut paramezii. Nu știu, doar că vezi aici cum poate. Trebuie să ne batem la... Adică, ia zice că de ce nu A plus B totul la a doua, A la a doua plus B la a doua? De ce încă ceva? De ce încă ceva? Asta vă întreb. Așa ai spus, nu? Da. Nu? Foarte tare. De ce încă ceva? Întrebarea e foarte bună. Exact. Se pare că problema asta e greșită. Da. Așa după, la prima vedere, cu Daria. Da. Încă ceva, adică și... Da, de sunt... Da. Hai să încercăm cu un model. Ia să vedem, nu încerca tot, să vedeți, nu? Dacă observația ta s-ar putea să fie foarte tare și să răspundem tot ce am făcut să vă trebuie în matematică până acum. Stai să vă zic, nu de ce? Facem două paranteze, desfacem două profesor. Nu, luăm un model. 2 plus 3 totul la a doua egal cu 5 la a doua, care face cât? 25. Dar după observația ta foarte tare, 2 plus 3 totul la a doua, Daria spune... Așa crede, la prima vedere, că așa. Îi dăm o șansă. Da. Nu este adevărat, ștergeți ca... 2 la... Eu scriu? No. 2 la a doua plus 3 la a doua, care face 4 și cu 9, și face 13. Adică 25 face de 13. Deci e greșeală, da? Nu mai faci o dată. Când e adevărată chestia asta, fiecare la pătrat? Cât îți înmulțite. Foarte tare. Ia uite, cățelul acela ne acompaniază. Ia uite, vorbindu-se și îl deranjează până când... Până la lacrimi, da, și uite că s-a revat. Deci, Daria, dacă ar fost înmulțire, e fiecare la pătrat. Când am un produs din mai mulți factori, deci dacă am așa, A, ori B, ori C, ori D, și plus 5, totul la a doua,
Nu mai spui că e egal cu fiecare. E plus 5-ul ăsta care ne dă bătaie de cap. Dar dacă ar fost numai A plus B plus C plus D, totul a doua fără 5, ar însemna îi A la a doua, ori B la a doua, ori C la a doua, ori D la a doua. Am făcut asta la... Ați citit și ea din Valdez și la a doua. Trei. Și plus partea a doua la pătrat, adică 3 la a doua. Și muncim acum să vedem dacă e de 25. Este corect. Pentru că tot mai trupăsa cu nemea de acolo de 4, 5 și cu 9. Și plus 4, 3, 12. Deci 25. Da, este o formulă corectă. Foarte tare. Deci niciodată când e plus sau minus, nu puneți mai la doua pătrat. Nu fie mai la pătrat. Băi, spuneți acolo. Nu mai greșesc. Nu mai greșesc, dar nu mai greșesc, adică nu-i fiecare la pătrat, la adunare și la scădere. Nu mai greșesc. Se spun că fiecare e la pătrat, da? Spuneam acolo Daria, m-am păcălit, tu Daria spus, m-am păcălit. Dar am putea să facem chestia asta concret, să... Bine în minte, acum folosesc acest limbaj care vrea să atrag atenția în mod deosebit. Și există la Albinuțe, mă duc acolo, să vă spun ceva în jumătate de minut. Există un moment, monitorizez, da? Există un moment când Maca, regina pe care ți-a auzit voi, dar au văzut regina, a fost la stăpină acolo și știți prin vorba, este un moment când regina ajunge epuizată și familia se sesizează că ea nu mai poate face față și convoacă o ședință și stau de vorbă și zice, uite, vezi tu, ai ajuns la bătrânețe, nu mai faci treaba bună, nu mai te pui ouă așa într-un ringur. Și atunci, uite, te rog să fii de acord cu lumea. Noi îți propunem un lucru. Facem niște locașe speciale. Noi ne facem, deci doar pe noțile. Noi le facem. Și tu îi stăpâi o ușor aici. Și atunci, din o ușor ăsta, în spațiul ăsta, mai și o viitoare regină. O fi de data. Dar el spune, dar sigur, cea care va fi fiica mea mă va accepta. Știți bine că, prin tradiție, fiica s-a relagat de oameni. Zice, o să vezi că noi suntem cele care răspundem și o să facem așa fel, că o să te accepte. Stabilește chestia asta, protocolul e stabilit, se întâmplă chem așa, între timp ea se mai gândește. Regina mamă, da. Se mai gândește, mai și totuși dacă asta, dacă este nu o să ne asigure baza cum trebuie, dacă nu pot convinge, ce să fac eu? Ia să mă furișez. El e construit de așa, se cheamă pot în spațiul ăla, din care mai și o viitoare mancă. Și el e construit așa, botca respectivă, s-a depus o crește viitoarea regină, în șase se suplă cerul la aceea botca respectivă, dar ea se furișează, vine foarte aproape și profită de un moment de atenție și încearcă să o rupă. Adică, roade! Dacă chiar au fost pus căpăcerul, mai durează căpăcerul de la noase, mai durează 5 zile, chiar dacă a fost pus căpăcerul, vine și o roade, din nou, manipulă, țața, roade. Sunt atente de multe ori în albinoțele. Și o văd că ea există garda, totdeauna, 4-5 ani de puțin, prostitui garda. De pe fiecare, și garda e atentă. Mesajul transmis fetelor, aveți grijă să nu cumva să apropii de vorbe ca să o moare.
Ea a suferit și azi, vă spuneam, a văzut, am filmat secvența, trebuie să vedeți filmulețele mele, cum se face că ouă, pe margine foarte aproape, foarte aproape, este la denunțile care sunt gardă, se sizează că ea are gânduri rele și încearcă să blocheze drumul, ea face cum poate, intră într-o celulă, se face cu ouă, ia să-și pac să o trepezi spre celulă, spre bordă. Și o luat-o în brațe, cu piciorul și de față, și până când nu respiră, până când o rupe, nu se lasă. Supărată, bine, bate în aregare, sunt nebunite de tristețe, e un moment foarte greu, asistă, n-am ce face, nu pot să o tragă de picior, să rup o aripă, să facă nu știu ce, în sfârșit. Adică o omoară? Nu, atunci o lasă. Dar vor ține în minte că a fost un gest foarte urât. Adică le-a distrus munca. Dar o omoară cu fiică sa. O, da. Regina mamă o omoară cu fiică sa. Dacă o spart vodka, gata, mare. A, deci mare viitoarea regina. Da, sigur, mare. A, deci asta a făcut-o. A făcut-o, gata, o executat. Mai în altă parte, pe altă ramă, iarăși o dat drumul la pot, că nu știu ce. Asta se duce și încearcă și acolo să facă treaba aceea. Ele sunt furii între timp și chestia asta le supără toată, da? Încât începe să o agreseze, o strâng în mai multe arbuțe, să strâng în jurul ei și până la urmă chiar o omoară. Pentru că n-a spus să țin de cuvânt. Odată o să fie ceva, o lucru și nu s-a țin de cuvânt. Sunt și altele care sunt drăguțe, zice, bun, am încredere în voi, am așteaptă să iasă matca fică, matca fică își începe activitatea, și ea este cu, ca un tânăr, cu forță foarte mare, mama se retrage pe undeva pe sigură ramă și acolo ușor, ușor mai crește, mai ouă și ea câte puțin. Că nu o moară de vita, dacă nu, și rămâne amândouă, sigur că da. Sunt cele mai valoroase mărci astea din schimb liniștit se cheamă, adică din înțelegere, din protocol pe care îl respectă foarte bine. Așadar, mi-am amintit chestia asta, pentru că eu și la matematică folosesc un limbaj de asista mai puțin protocolar, da? Și apropo de chestia asta, când în Filmulescu ne-am, iar când e chiar bătrân, începe să mișcă greu, și zic, uite, cu cârjă așa, alta are chiar două cârje, abia merge pe acolo printre altrânțe, când merge foarte greu și are un picior rupt, alta are o aripă ruptă. Ce s-a întâmplat cu... Aia mai știu atunci care... Noi am salvat una și am salvat și domnul acceptat. N-am avut un picior. Da, avea un picior. N-am avut un picior. Așa, de așa, era. Așa, așa. Sigur, da. Ați spus un anumit ambigutivuri și acum i-au acceptat-o și ați dat. Au acceptat-o greu, stai. Păi da, dar am văzut o atacă la mine. Pare nicio atacă acolo. Pentru că îi simțea feromonii. Nu era mirosul cele pe care le aveau el. Deci până să obișnuiesc nou mirosul. Așa, dar m-am întoarc în problema noastră. Din când în când ați vă mai spus și te poveste de asta așa frumoasă despre de cultură. Și continuăm acum cu inegalitatea asta. Știi ce? Haideți să vedem totuși cum din astea să reușim mai patru, avem mai mic egal decât am văzut pe tupul azor. Are cineva vreun gând, vreo idee? Cineva are ceva de spus? Poate să propună ceva? Plus 2 ora urbe, plus 2 ora urbe. Asta este rezultatul corect, nu l-am verificat, nu? Zic. Deci l-am verificat și corect asta. Scădem. Nu fiecare la pătrat. Să le scădem pe cele două? Să le adunăm ca să avem 4 AB. Păi să le scădem, că dacă le adunăm. Dacă le scădem, se duce tot. Să fie mai
2 AB minus minus 2 AB? Dar știu ei? Nu. Și de minusul ăsta nu mă mai noi trebuie să găsim o idee. Deci... cum ați încercat voi? Spuneți, veniți cu o profundere, că nu vă lăsați așa. Ce fac eu acum? Sunt destul de trist. Trebuie să aveți o inițiativă. M-am dat super mare, așa, cu distrebi, mama. Da, profesor, dacă eu l-aș aduna... Pe care? Pe astea două? Da. Ar fi de două ori AB, de două ori. Da, da, am minus acolo. Și ăsta cu 2 AB și minus 2 AB sunt termeni. Da, profesor, puteți mai dați un exemplu? Mai dau un exemplu. 5 minus 3, totul la a doua, este egal cu 5 la a doua, după formula asta. Adică locul 1 la a doua. Da, ziceți voi, minus. Ziceți voi. Minus 2. De două ori. Două ori A ori B. Adică ce este? 5 ori 3. Așa. 2 ori 5 ori 3. Și? După formula aia? Plus 3 la 2. Corect. Și... 25 minus 30. Deci 25 minus 30 plus 9. Face cât? Adunăm 9. 25 cu 9 face? Face 34 minus 30, 4. Dacă fac 5 minus 3 și fac calculul, face 2. Și 2 la 9, egal cu 1, de-aia 4. 4, deși e corect, în formula. E corect, nu discutăm. Zi, dar ce e legea? Dacă e acolo, ne cere AB, 4AB, mai mic egal decât A plus B la a doua. Da. Se spune că noi avem acolo 2 plus 3, totul la a doua. Să comparăm cu 4 ori 3. Vedem dacă este... dacă e adevărată sau nu. Da. Tu vrei o probă. O probă. Dar să-ți spunem un lucru. Că nu facem asta. Da. Dar Golia sau Andrei Coasa revii la noi. S-o protim pentru cele două numere luate. Nu e universal valabilă chestia asta. Deci ei tot timpul s-ar putea să ne sâte, au și dreptate. Facem mai multe și poate pe toate, dacă facem pe și încă. N-a dat să pe toate. Cu numere 10 în mare. Deci nu sunt eu, îi zice așa, vei din eu? Sigur că da. Și să aparțin în eu, adică... Adică sunt numere 10 mari. Noi am luat numere naturale aici, ca să fie de la întâlnire. Luați un exemplu cu numere 10 mai și dacă îți dă acolo aceeași poveste... Vă rog, numere 10, exemplu, dar cu exemplu de 5. E și tu dacă cu exemplu. Da, uite. Exact. Dar o fi pe ghicită, eu vreau să văd ce se întâmplă dacă e... Iau când îmi mă cer de exemplu, mă cer cu visul la mine, fac asta. 2,17 plus 1,03, totul la fel. 1,03 la pătrat este egal cu 2,17 la pătrat plus de două ori 2,17 plus 1,03. Asta nu e de ce eu am evitat să iau cu numele 10 mari. Vedeți cum e calculat acolo? Nu contează, vreau să-i văd o chestie. Eu că da. Hai, e numărul. Faceți fiecare. Dar e 0,17 la pătrat. Tu, Davide, faci 2,17 și 1,03 și tu, Andrei, faci pe 1. Și tu, Horia, o să le adun pe când ne dăm 2,03. Da, da, da. Eu fac... Măi, dar mai rezolvăm problema aia atunci. Da, dar nu faci. 2,17. Nu mă lasă cu tine să fac. Nu trebuie să-mi spui tu. Este o operație ca antrenament. Și Horia face chestia asta și mic la pătrat. Pe aia fac acum. Sigur. Iar dacă nu dă exact, înseamnă cu cineva greșit din întrebare. Aoleu. Hai, ce? Sigur, tu ce ai făcut, Andrei? 1,03. Deci, Horia, ții câte ori? 10,24. 10,24. Este egal cu 2,17 ori. Da, 4,24.
7089. Plus Davide. N-am de Davide. Ai tu? Ok. 1,0609. Corect. 1,0609, da? 1,0609. Și mă am pe Davide. Acum vă spun. 4,47. Acum, hai să adunăm Mihaela pe PD. Da. Și vedeți dacă îmi dă 10,24. 10,24, acolo a făcut bine. Da. Și acum, 47,089 de... De ce sunt astea? 7,089 de... Zecim de mii. Da. Plus 40.702. Deci 690 de mii. Și 690 de mii. Este corect. Știu că vă va puțin la cap. Vă va puțin la cap. Dar vreau să facem și scăderea. Și ce acela? La aceea. Da, vreau, poți să faci tu. Da, dar e o formulă. Sigur e. Da, voi asta vreau să văd. 2,17. Minus 1,03 la pătrat este egal cu 2,17 la pătrat minus de 2 2,17 ori 1,03 și plus 1,03 la pătrat. Adică dă 1,2996. Deci 1,2996. Și partea aia la fel. Și în calculul făcut la fel. Dar nu, dar... Ai putut calculul ăla sau ce vrei? Nu, dar ce vrei? Spune-i acum la primul. 2,17 la pătrat e 4,708. Dar acolo e minus. Deci sigur, este că aici va fi cu minus. Păi, dar totul așa nu scrie la fel. A la doua e 2 și la mai mult. Cum a la doua e 2 și la mai mult? Deci, aici, Davide, este 4,780. Da, minus. Minus 4,4702 și plus 1,0609. Și ca vă fi făcut? Profunul a scris bine. Profunul a scris bine. Deci a scris aia 1,2996 și poate a scris 2,1996 la a doua, după egal. După egal? Da, știați. A știați? Da, știți ce a făcut-o pe aia. La rezultate. A, bine, da. Da, na. În final, calculul e corect ca făcut. Păi, ți-a dat greșeală, probabil, nu a fost la fel. Dar, vreau să-ți spun idei. Dar de ce mai pot să fac asta? Nu, nu e ceva. Deci, vă ceva. Ce-ai cu urmării tu? Hai spune și nouă, că sunt curios. Una e cu plus, una e cu minus. Păi da, mai ai văzut la fel. Păi da, dar vreau să văd o diferență, adică vreau să văd chestia. Nu pot. Bă, profesor, da. Eu cred că este adevărat aceea. 4AB este egal cu A plus B la 2. Asta nu mai decidă. Păi stai ce țin, 4AB nu e egal cu A plus B la 2, acum ia plus B tot la 2, când dă, A plus B tot la 2. Dar nu-i mai ocupare. Ba da, e tot ce demonstrat. Păi asta a dat formulose asta. Deci uite, A plus B tot la 2. Le folosim pe astea. Da, iau de sus sau de jos. Deci, indiferent... Noi, în cruzare, au de sus. Nu, da, bine. Astea două sunt formuli deștepte. Le-am verificat, le-am verificat. Deci sunt deștepte. Pe baza lor, ca și rezultat, de aici se rezultă asta. Dar e cum să facem că e asta înseamnă 4 ori 2,17. Dar nu, că nu, Davide, pe A și B, pe general. Atenție, dacă tu mă duci la un model, ei pot să spună foarte tare că s-a întâmplat modelul ăsta să meargă, să fie adevărat. Ei fac mai multe modele, cum o să fie adevărat. Și poți să-i faci și tu până îmbătrânești. Și nu te avem probleme. Deci, atenție, cu chestia, cu modele, nu. Doar am vrut să verificăm dacă formulele astea sunt corecte. Dar din ele,
care e de autorul, treaba lui din data asta, nu știe el, din numai de ele folosindu-le se iese asta. Poftim, da. Trebuie să vedem să facem cumva, să calculăm partea după egal, că de dea 4 ori A ori B sau ceva mai mic. Da, mă. Asta e. Și cum se face? Și ce se face? Eu vă propun să ridic aici, să ridic la pătrat, să o transpir pe asta altcumva. Deci echivalent nu mai zice. Patru amper n-am ce face. Dar de ce? Dar de ce? De ce? Păi ce vreau să-i fac? Spune-mi tu ce să-i fac. Păi nu, domnul profesor, păi nu știu, dar de ce vreți să faceți asta? Da. Deci vreau să fac asta? Păi nu spune-mi nu ceva. Fiindcă n-am nicio altă idee. Eu vreau să folosesc acul subiectul la plan, cu am ca formulă. Ce ai să faci? Dar nu pot să scriu acolo pe ăla 4A ori A ori B. 4 A. Eu cred că stai așa. Că credeam că o să scriu A ori AB ori AB. 4 ori. Păi cum să scrii 4 ori? Nu m-am gândit la ce mai fie. Deci domnul A, la prima. Vreau să zic că putem să... nu, la prima relație, acolo, după egal, putem să facem 2 ori A ori B plus A la 2 plus B la 2 și după aia să desfacem, adică scriem A ori A plus B ori B și după aia o să ne iasă, că și mulția și adunarea sunt comutative și o să ne iasă 2 ori A ori B plus 2 ori A ori B. Și o să fie 4 ori A ori B. Deci să ieși de acord, să ridicăm la... să locuim din loc de A plus B la 2, să punem egal la asta. Adică cine este egal la asta? A pătrat plus 2 AB plus 2 pătrat. Ești de acord? Da. Respectăm de la acea inegalitate și... O transcrim aceasta, că nu știu cum să muncesc la aia. Nu-mi mătuce capul. N-am nicio inițiativă. Dar trebuie să începem să facem ceva, nu putem să stăm pe loc. Și o transcriem într-o formă echivalentă. Și atunci o să spun că 4 AB, ne pusem, n-am ce-i face Daria. Deci la primul dar AB, nu se întâmplă. Da. Da. O transcrim pe aia, o înlocuim cu A plus B la a doua, centru la a doua, și să ne dea aceeași lucru. Păi aici apoi, A plus B la a doua. Și să scriem cu asta. Și plecăm de la asta. 4 AB, mai mic e dar, am gata de tu vrei, a ce m-a propus? Am zis că noi să scriem partea aia după egal, care e egal cu A plus B, totul la a doua. Partea de după egal, după inegalitatea asta, da? Nu, de acolo, de la după egal, aia am scris. Și o să ne dea aceeași chestie și o să fie mai mic egal. Egal. Haideți, haideți să facem ceva cu prieteni din copii. Deci, plecăm de la inegalitatea aia, da. Da, azi exerciți. Nu, plecăm de la inegalitatea, da, mă, e cea cu exerciția asta care să vă provoace. Plecăm de aici și vedem unde ajungem. Asta. Poate la ajungă, visă mă, poate ajungi la un adevăr. Poate, ia să vedem. Și dacă e cumva, inegalitatea, merge tot echivalent, echivalent. Ce înseamnă echivalent? Am o întrebare. Dacă noi îl transformăm pe B-ul la a doua acela, nu o să vină A ori A plus 4 ori A ori B. Hai să vedem, că nu știm asta mai devreme. Deci nu te-a luat doar nici A ori A. Da. Păi știm A ori A. Și vreau să fie... Hai să vedeți să ajungem, măi copii, haideți să pornim. Păi ar trebui să împărțim la 4. Să împărțim la 4. Da. De ce concluzi să faci la 4? Pentru că acolo e 4 ori. Ai, nu. Nu putem să desfacem. Dar ia, hai să ne construim ceva. Deci voi, eu vreau să vă aduc spre mine și voi fugiți, vă prăștiați. Deci haideți să începem de la inegalitatea ce o scriem. Deci pe asta, fiindcă ea trebuie să o am, că să o fac. Și nu văd cum pe astea să le învăț, să le aduc, să le scad, să le mulțesc și să le fac. Nu văd nimic concret. Atunci, pe ea o transcriu în ceva echivalent. În membru stâng aici, tot 4 AB folosesc, 4 AB. Am citit asta, eu lăsăm așa. Da, 4 AB. Mai mic e egal. Iar în loc de A plus B la a doua, am rezultatul. Cine e aia? A la a doua. A la a doua, plus B pătrat. Deci voi folosi A pătrat.